Locuitorii comunei Mușătești nu își uită niciodată valorile culturale și spirituale. La căminul cultural din localitate a fost comemorat Constantin Dobrescu Argeș, personalitate de prim rang a culturii românești. Despre activitatea sa științifică, didactică și politică au vorbit o serie de personalități sosite în localitatea de pe Valea Vâlsanului pentru a participa la această sărbătoare. Evenimentul a fost deschis de către primarul comunei Mușătești, Constantin Oancea. Se merită să facem aceste pomeniri și aceste comemorări, având în vedere faptul că Constantin Dobrescu Argeș a fost unul din valorile satului Mușătești și chiar ale neamului românesc. Dar despre Constantin Dobrescu Argeș o să las pe alții să vorbească, care știu mult mai bine decât mine și se pricep la fel mult mai bine ca mine. Despre o serie de aspecte din activitatea politică și legislativă ale lui Constantin Dobrescu Argeș a vorbit istoricul Ștefan Dumitrache. Dorința sa de a învăța, dorința sa de a se autoperfecționa l-a ajutat în tot ceea ce și-a propus. Și imediat după ce a devenit învățător la Mușătești, prima lui acțiune și care probabil va fi cea mai stabilă din întreaga sa activitate a fost crearea unui teatru aici rural cu copiii de la școală. Și a avut și șansa că după, imediat după războiul de independență, un regiment al Armatei Române se intre în refacere, bineînțeles, în zona Brădetului, că știm că acolo sunt izvoare binefăcătoare. Iar regele a decis să vină cu Carol Davila să viziteze acest regiment. Ei, atunci Constantin Dobrescu a scos copiii în stradă și au făcut o entuziastă manifestație pentru rege și au jucat o piesă de teatru scrisă de el. Iată așa s-a luat cunoștință de acest prim act extrem de important de cultură. Să mergem, nu mai exista până atunci un teatru în mediul rural. Traiul greu, munca, muncea până la epuizare. Omul ăsta nu știa ce aia jumătate de măsură. Muncea până la epuizare. Au agravat boala lui de plămâni și la sfârșitul anului 1903 l-a rugat pe celebrul său cumnat la dumneavoastră în comună, Valescu, omul care a fost un foarte bun organizator al părții de presă și a părții de afaceri. Era, în general, un tip extrem, extrem de organizat. Un om de afaceri autentic să-l aducă la Argeș. Și a fost adus un trenul la Curtea de Argeș și de acolo cu căruța. Trebuie să vă spun că omul a simțit. Și a simțit moartea și a dat seama că nu va mai trăi. Și singurul lui regret era că nu a apucat să facă mai mult pentru țărănimea română. Avea 47 de ani când a murit un om cu adevărat providențial pentru țara noastră, pentru că până la Ion Mihalache, steagul țărănimii române nu a mai fost ridicat. Activitatea didactică și cea de emancipare a comunității din mediul rural au fost aduse la cunoștința celor prezenți de profesorul Georgiana Crinu și juristul Cătălin Cârstea. Despre Constantin Dobrescu Argeș am aflat încă din copilărie, fiică fiind acestui sat, de la tatăl meu, profesorul Dobrescu, cel care, din păcate, nu mai este printre noi, și care ne povestea cu drag la orele de limba română despre cel care a fost Constantin Dobrescu Argeș. De altfel și faptul că mă aflu în acest cămin, în acest loc al sufletului meu, locul în care am recitat prima poezie, fiind elev a școlii gimnaziale Mușătești, locul în care am susținut prima mea sărbare școlară cu elevii în calitate de profesor învățământ școlar, prima al școlii gimnaziale Mușătești, toate acestea contribuie și creează un sentiment de profundă emoție pentru aceste locuri, pentru aceste pământuri dragi mie. Profesorii și elevii școlilor din localitatea Mușătești au prezentat un program artistic dedicat memoriei lui Constantin Dobrescu Argeș.